Astăzi o să vorbim despre sabat, sigilare și odihnă adevărată. Ce legătură este între ele, ce înseamnă, pentru că este o rază de lumină foarte prețioasă în acest buchet al soarelui neprihănirii și anume ce legătură este între sigilare și adevărata odihnă. În ce constă adevărata odihnă și de ce se așează pe frunțile lor sigiliul viului Dumnezeu este important și este un subiect care necesită neapărat înțelegere și acceptare din partea celor care vor primi sigiliul. Pentru că în societatea noastră există o vastitate de păreri despre ce înseamnă sigilarea și sigiliul. Unii spun că sigiliul este sabatul și dacă nu te duci sâmbătă la servici, Ești sigilat și o să, sau o să fii sigilat datorită acestui lucru, că respecti sabatul păzind sâmbăta. Alții cred că sigilarea este atunci când Dumnezeu constată că tu ai biruit și ultimul păcat pe care îl mai ai sau îl poți face și asta este practic o semnătură a lui Dumnezeu că tu ai ajuns, da. ai ajuns la un standard înalt, alții cred tot felul de năzbâtii cu tot felul de semne puse pe frunte sau implantate în mână și așa mai departe. Da, diverse. Vreau să discutăm ce înseamnă sigiliul și sigilarea în contextul Soliengerului al treilea. Și de ce Dumnezeu trebuie să pună un sigiliu pe frunțile copiilor săi, așa cum spune Ioan în Apocalipsa, și ce înseamnă lipsa acestui sigiliu, și învățăturile conexe. Și pentru început vreau să citim un pasaj din Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 210. Sorais spune așa: Sigilul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat sau unei femei necurate. Adică păcătoși, adică despărțiți de natura divină, adică sub legea păcatului și a morții. Asta toate înseamnă necurat. El nu va fi pus niciodată pe fruntea bărbaților și femeilor a căror limbă este mincinoasă și a căror inimă este înșelătoare. Expresia în Apocalipsa aici cu vicleșug este cârlig, acela din pescuit. Ce este vicleșugul ăsta al pescarului? Pentru peștele care se plimbă liniștit la el acasă și-și caută mâncarea, Cărligul pescarului este ceva pe din afară foarte bun și prin înăuntru mortal. Cu hrană, da. Da? Asta este. Pe afară arată impecabil și atrăgător, dar înăuntru este ceva mortal pentru pește. Inspirația spune acolo: oamenii aceștia, asupra cărora se va așeza sigiliul viului Dumnezeu, în ei nu este vicleșug, adică pe din afară ceva foarte atrăgător și frumos și înăuntru ceva mortal. Comportament, educație. Da. da. Toți aceia care primesc sigiliul lui Dumnezeu trebuie să fie fără pată înaintea lui, candidați la împărăția lui Dumnezeu. Fără pată. Și de aici, scumpii noștri conservatori au tras concluzia că procesul acesta anumit sfințire îi aduce pe oameni de la nivelul ăsta de păcătoșenie maximă la care i-a găsit vestea bună când au venit la Hristos, la botez, și încet, încet, pas cu pas, ei rezolvă fiecare problemă asta a lor de comportament și de, de viețuire, până când ajung la nivelul ăsta maxim despre care se vorbește. Fără, fără pată. Și în momentul când Dumnezeu constată că persoana respectivă a ajuns fără pată, pune sigiliul pe fruntea lui. Unii dintre ei consideră că Dumnezeu, are un mecanism și posibilitatea și uh, uh, dreptul uh, uh, legitim de a forța puțin acest proces într-o anumită perioadă de timp. Și uh, în momentul când el a hotărât că a venit timpul pentru încheierea Marii Controverse, cu generația aia, el va accelera principiul ăsta de biruință a fiecărui păcat la un grup de oameni masiv de pe tot globul, ca asupra tuturor să poate fi pus sigiliu într-o singură zi. Asta este credința lor. Și când se face treaba asta, s-a încheiat lucrarea. Noi nu credem așa. Și avem o explicație pentru toate aceste paragrafe și declarații ale Spiritului Profetic care sunt conforme cu realitatea. Adică noi le susținem. Nu încercăm să le găsim o altă interpretare. Noi recunoaștem că până nu există un popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, nu există sigiliul viului Dumnezeu și nu există o dihnă adevărată pentru acești oameni. Asta este clar și fără ambiguități. Apoi, prima parte, sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat sau femei necurate, 100% adevărat. Sigiliul nu este pus pe fruntea oamenilor care trăiesc în nelegiuire și nu înțeleg că trăiesc în nelegiuire și că ei sunt despărțiți de natura divină, oricât de moral și impecabil s-ar purta ei. Pentru că au fost, sunt și vor fi oameni care, din punct de vedere moral, sunt impecabili, din cultură, educație, exercitarea voinței, efortul omenesc, la aceste capitole sunt perfecți și totuși nu au ieșit din mocirile la păcatului. Pentru că păcatul nu înseamnă altceva decât comportament stricat. Nu? Păcatul produce comportament stricat. Nu invers. Nu faptul că tu faci anumite lucruri, asta te face păcătos. Nu. Ești deja păcătos și de aceea te porți ca un păcătos. Când nu vei mai fi păcătos, nu te vei mai purta ca un păcătos. Și de aceea Domnul a promis această intervenție divină. Și din Vechiul Testament, și în Noul Testament vorbește despre aceleași lucruri. Voi scoate din voi o inimă de piatră, voi pune o inimă de carne, voi așeza în ia Duhul meu și astfel vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Și uh, iudeul pios și cinstit i-ar fi spus lui Ezechiel, stop, 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 prietene! Uh, ce e cu asta? Păi noi acum păzim poruncile. Domnul ne-a spus, asta să o faci, asta să nu o faci, asta să o faci, asta să o faci, și noi ne supunem. Vom face tot ce a zis Domnul. Cum spui tu că e nevoie să ni se schimbe inima, să ni se așeze Duhul Sfânt în noi ca să păzim poruncile? Păi noi le păzim. Iar adventiștii de azi zic, da, e nicio problemă, poruncile lui Dumnezeu pot fi păzite, nu e nicio problemă. Noi nu vrem. Asta este, da. Suntem căpoși, ne place să, să le călcăm și de asta nu le păzim. Nu, nu le păzim pentru că noi suntem robi într-o robie aspră. Nu robie de asta mai, lejer, așa. Mai faci tu ce vrei, mai duci și la plimbare, robia aspră, adică la galere, cu lanțurile la mâini și la picioare și tras de vâsle. Oamenii cred că dacă am fi mai serioși, dacă am fi mai serioși, am putea să ținem toate acestea. Chiar și oamenii care discut din curentul conservator, din poporul nostru, au o sintamă pe care o folosesc foarte des, cu ajutorul Domnului, cu ajutorul Domnului. Și eu am întâlnit oameni care mai voalat, așa. Dar unii mi-au și spus și în față, ei cred că nu mai sunt păcate în viața lor, mai sunt greșeli, mai sunt mici accidente și că prin prisma unor astfel de oameni foarte serioși, atunci Dumnezeu va accelera acel proces și atunci se va realiza și se va duce acel popor pentru că și ei știu că trebuie să fie un popor. Și uh, din cauza că ei privesc la ei înșiși și văd că mai sunt câte o greșeală, câte ceva acolo și sunt foarte, foarte, foarte serioși și uh, privesc și fac toate lucrurile acestea, uh, trebuie cumva să rezolve problema aceasta. Și atunci o pun, pune mingea în terenul lui Dumnezeu și spune că el va accelera puțin. Și nu e prea mult, pentru că dacă el este în stare să fie adus potopul, el este în stare să fie adus toate aceste uh, cataclisme naturale, la sfârșit dacă mișcă puțin lucrurile spre slava și onoarea numelui Dumnezeu, merge. Deci la ei, la ei călcarea de lege a lui Dumnezeu nu îl transformă într-un nelegiuit. Și cam așa se vede încheierea marii controverse. Ei se consideră niște oameni foarte motivați, foarte serioși, care dacă ar renunța la această seriozitate, s-ar duce de pe toată Biserica Adventistă. Iar eu spun că exact aceste persoane și acești frați care au această mentalitate reprezintă perfect uh, invitatul acela la nuntă care a venit cu haina de acasă și care i s-a spus, prietene, ce cu tine aici? Cu haina de acasă nu se poate veni aici, îmi pare rău. Și a fost dat afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Și chiar va fi uh, plâns și scrâșnirea dinților pentru că nu se așteaptă la un astfel de tratament. Adică el vine impecabil acolo și spune, eu am trăit fără păcat. Da. În ultimii ani am trăit absolut fără păcat. Și domnul îi spune, îmi pare rău, nu e locul tău aici, afară te rog. Asta aduce plânsul și scrâșnirea dinților. Cum, Doamne, eu? Adică înăuntru sunt toți derbedeii care au trăit în nelegiuire, care uh, nici măcar nu s-au sfiz, măcar să se ascundă. Au recunoscut că ei fac lucrurile astea și acum îi văd înăuntru, îmbrăcați în haine albe și eu care toată viața m-am zbătut și am făcut eforturi disperate, cu ore întregi de rugăciune, cu nopți nedormite, cu studiu spiritului profetic uh, la milimetru, și, și am ajuns să biruiesc și tu îmi spui acum haina ta nu e bună? Da, pentru că astea sunt zdrențele neprihănirii personale, toate faptele noastre bune, ale care au ajuns o haină mânjită, care nu se compară și nu pot suplini haina de lumină pe care a pierdut-o Adam în Eden și pe care a avut-o Hristos și a arătat-o pe muntele schimbării la față. Asta nu poate înlocui haina aceasta. Și Aici este problema gravă a Bisericii Laudicee: că nu înțelege ce fel de neprihănire și de haină are Hristos pe care vrea să o ofere generației finale, poporului în viață. Ei nu înțeleg lucrul ăsta. Vreau să trecem la încă un pasaj din Experiență și Viziune, pagina 72. Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu și care vor fi apărați în timpul strâmtorării trebuie să reflecte pe fețele lor chipul de plin al Domnului Isus. De asemenea, Absolut perfect. Întrebarea este, cum ajunge chipul de plin al Domnului Hristos să fie reflectat pe fețele lor? Cum se leagă concepția noastră de astăzi cu paragraful pe care nimeni nu-l contestă din adventism? Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre a de ca fiind ai săi. Dacă până acum Hristos n-a venit să ne pretindă că suntem ai lui, asta înseamnă că acel caracter nu a fost, fost. reprodus desăvârșit. Și întrebarea este pe această cale pe care noi am publicat-o, am predicat-o și am susținut-o, va fi vreodată caracterul lui Hristos reprodus în mod desăvârșit? Noi spunem că, privind în trecut, răspunsul este un răsunător nu. Pentru că poporul Israel a încercat mii de ani să ajungă la această perfecțiune a comportamentului, a faptelor, a, a legii, da? Neprihănirea legii o numea Pavel pe asta. Neprihănirea legii nu aduce soluția finală. Asta este chestiunea. Poate să aducă un comportament plăcut, aspect moral parfumat, dar nu rezolvă problema goliciunii umane așa cum este ea în profunzimea ei. Și de aceea sigilul lui Dumnezeu va fi pus neapărat, spune însă aici, pe fruntea celor care reflectă de plin chipul lui Isus. Ei bun, care este chipul lui Isus? m-am întrebat eu. Ce e aia să reflecte perfect chipul lui Isus, că nu e vorba aici de fața lui cu barbă, cu cum era el sau părul lung sau nu despre așa ceva e vorba aici, nu? Este spiritual expresia care era chipul lui Isus. Ce înțelegea Pavel când spunea să facem să strălucească pe fața lui Isus Hristos, slava lui Dumnezeu. Ce înțelegea el prin asta? El prin asta înțelegea așa. Fraților, Haide să nu îl prezentăm pe Hristos și maniera în care a trăit și a biruit El după datina omenească a strămoșilor noștri. Adică, Hristos s-a căsnit din răsputer să țină legea, a dovedit că n-a călcat niciuna și, și acum Tatăl a zis: Tu ești fiul meu. Mulțumesc. Și voi la fel acum. Da. Și acum, și noi, pe aceeași cale, căzniți vă Hristos nu s-a căsnit niciodată. Hristos nu i-a pus pe ucenici să se căznească vreodată, să facă ceva. Te rog să notezi că Hristos nu i-a pus niciodată pe ucenici să facă o oră de rugăciune. Nicioadată. Hristos nu i-a pus pe ucenici niciodată să vină la El să-și mărturisească păcatele. De asemenea, ori de câte ori mergeau pe undeva sau prin sinagogile unde era invitat, la Nazare chiar a fost invitat să vorbească le-a ținut el uh, oamenilor din sinagogă prelegeri despre asta n a făcut, asta n-ați făcut. Nu asta... mai veniți la biserică de nu știu când, la sinagogă nu mai participați. Zecimea, o aduceți? N-a făcut decât să citească un verset din Isaia care se referea la el ca împlinirea profeției lui Dumnezeu. Adică le-a dat lumină oamenilor aia. Nu i-a tocat la cap, nu sunteți ce trebuie și depinde de voi să fiți ce trebuie. Că altfel ar fi pus Domnul Hristos biciu pe ei pe toți și pe ucenici, și pe ceilalți membri ai poporului lui, să se înhame la acest juc pe care strămoșii lor l-au purtat. Bine, dar lucrurile sunt prezentate extrem, că Hristos ar fi scos biciul. Dar sora voie spune că sfințirea este o lucrare de o viață întreagă. Da, și e, important este să înțelegem ce înseamnă această sfințire. De ce e avertizaia că este de o viață întreagă? Pentru că veni să în timpul ei și spuneau că ei nu mai păcătuiesc. Dar dânsa a spus vreodată că nu mai păcătuiește? Nu, n-a spus niciodată. Ba din contră, a spus clar că ea nu poate spune așa despre ea și despre niciun om de pe pământ. Dar veniseră unii care spuneau că ei nu mai păcătuiesc. Și ea a spus acelui individ și tuturor celor ca ei, asta e o lucrare de viață întreagă. Adică băieți, bătălia asta împotriva nelegiuirii și pentru primirea neprihănirii nu este o chestiune de pac, eu am ajuns, pentru că am credință. Uh, și după Minneapolis au apărut uh, oameni din aceștia, din predicarea lui Jones special, că el, după ce a fost despărțit de atunci, Soraya a fost trimisă în Australia, el a rămas singur în America, uh, s-a împrietenit cu Prescott și au început să exagereze cu expresiile, uh, de -aia a fost nevoie ca Soraya să-i scrie o scrisoare, să-l tempereze, că nu așa stau lucrurile. Uh, făcea declarații exagerate că acum, dacă acum ai credința autentică, imediat vine Duhul Sfânt. Ori Duhul Sfânt se retras și nu mai venea deloc. Și la ăia care au crezut ce a spus Jones și au pus în practică lucrurile astea, a venit un Duh. Și îl cunoaștem ce fel de Duh este, pentru că s-a manifestat în erezia Holy Flesh. Foarte clar și, și, eficient. Deci nu se poate discuta în felul ăsta. Eu am ajuns și eu nu mai păcătuiesc spre deosebire de voi toți. Acestora sora le-a spus, sfințirea este o lucrare de viață întreagă. Adică nu veniți la mine să vă lăudați cu chestia asta că nu merge. Am observat că în ultima vreme am și participat la întruniri ale, ale unor teologi foarte cunoscuți care vorbesc despre faptul că în... Într-o perioadă de 5 ani am fi putut să mergem în Canaan și ei insistă foarte mult și după 1891 când Sora White a fost trimisă în Australia, apropo de Prescott și citesc foarte des din, din Prescott și în special paragraful ăsta pe care l-ai prezentat că dacă crezi acum că ai Duhul Sfânt, ai Duhul Sfânt și este insistat și pe 92 și pe 1893 în ideea că 88-ul este important și îți dau exact perioada aceasta și în special paragraful acesta. Ce părere ai despre el? Cum, cum ți se pare că este foarte vânturat în lumea conservatoare americană? Păi, da, tocmai asta este. Uh, mișcarea pentecostală pe așa ceva se bazează. Asta au susținut ei. Și a venit un Duh, e adevărat. Dar noi spunem că este un Duh fals. Nu este un Duh autentic. Asta s-a întâmplat în Mișcarea Holy Flash. Ei erau fascinați, liderii de la conferința uh, din Indiana, asta spuneau. Ce putere extraordinară au uh, pentecostalii? dacă am avea și noi puterea lor, noi avem adevărul și ei au puterea, fraților. Dacă le-am putea combina, am lumina pământul cu slava lui Dumnezeu. Da? Pe aceeași mentalitate. Crezi în Domnul Hristos că e mântuitorul tău? Cred. Gata. Imediat coboară Duhul Sfânt. Și începe să coboare Duhul Sfânt să bol bolborosească vrute și nevrute acolo ca dovadă că a venit Duhul. Nu? Asta se întâmplă cu toți cei care n-au înțeles corect ce a vrut John să spună sau s-au luat după exagerările lui de după 93. Că acum, dacă acceptăm, acum vine Duhul Sfânt. Nu, perioada asta trecuse. Dacă la Minneapolis ei acceptau toți sfatul și călăuzirea Duhului, urma ca imediat în anii următori biserica să se dezvolte în această mișcare de ploaie târzie. Dar nu a fost așa. Și odată ce nu a fost așa, acum degeaba mai insist că nu se va întâmpla. Și noi acum avem în spate dovada timpului. Au trecut 100 și ceva de ani de atunci și n-a venit nicio ploaie târzie, cu toate că biserica s-a rugat 5 ani la rând, recent, să vină și tot n-a venit. Deci iată că nu merg lucrurile așa. Acum, dacă credeți acum, acum vine. Iar unii de astăzi spun că asta se întâmplă individual. Nu este o chestiune de popor al lui Dumnezeu. Eu, dacă astăzi cred că vine, gata, a venit la mine. Și care sunt consecințele? Că am observat ce spun, ce cred și ce fac. În momentul când ei cred că Duhul Sfânt a venit la ei acum pentru că ei cred în Hristos și că Duhul Sfânt vine, imediat vine concluzia următoare. Odată ce Duhul Sfânt a venit, nu mai păcătuiesc, că am devenit părtaj divină. A venit Duhul în mine. Și eu nu mai păcătuiesc. Deci persoana respectivă se consideră fără păcat. Asta este gravitatea acestei greșite înțelegeri a declarației prin credință primiți Duhul. Da, categorică, doar prin credință. Dar asta se va întâmpla într-un singur moment cu toată generația poporului lui Dumnezeu. Nu se va întâmpla astăzi cu mine și peste 10 ani cu tine. Nu. Ce se întâmplă individual este asta că Duhul lui Dumnezeu vine să ne convingă de păcat, neprihănire și judecată, ca să fim gata pentru momentul când El va oferi revărsarea ploii târzii pentru, peste popor. Ploaia târzie nu vine individual. Asta știe orice adventist. Nu trebuie să-i spunem nimănui chestia asta. Ploaia târzie vine colectiv, adică în același moment pentru toată biserica. Sigilarea este un eveniment colectiv, că despre A, asta vorbim. Absolut, absolut. Sigiliul nu-l primești tu acum, eu peste 10 ani și ceilalți peste 15. Concluzia este că nimeni nu ține sabatul acum. Sabatul acesta, odihna adevărată, nu are nimeni. Da, venim imediat și la acest subiect cu, cu odihna. Vreau să stabilim clar, înainte de încheiere, detaliile acestui semn, adică ce se va întâmpla, când vine, de ce vine și care sunt consecințele, și ce înseamnă, în realitate, această înrădăcinare în adevăr, așa de solidă încât nu pot fi clintiți. Asta spune Soraică este sigiliu, da? Definitiu. O așezare, o prindere, o, 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 o întemeiere în adevăr așa de solidă încât nu mai pot fi clintiți. De unde vine întemeierea asta pe care până acum n-au avut-o? Că altfel erau sigilați de zeci, de mii de ani poate. De ce de ce n-au avut-o? De, de unde a venit ea acum? Pentru că această întemeiere în adevăr vine odată cu... Sistemul de operare divin instalat în Templul Inimii. Aceasta aduce o, o capacitate de a nu te mai da înapoi de la această legătură cu Divinitatea, pot să se prăbușească cerurile peste tine, pot să te amenință cu moartea și cu distrugerea eternă. De aici nu te mai zguduie nimeni. Și va rămâne pe veșnicii, nu e vorba de 10-15 ani, nu e vorba de pământul acesta, în sensul acesta nu va mai exista păcat. Deci dacă este o, o întemeiere așa de puternică în adevăr pe care o aduce părtășia de natură divină, concluzia normală și firească și logică de aici este aceasta, că Dumnezeu când enunță cuvintele, totul este gata, poftiți la nuntă, El vrea să spună că voi nu mai aveți nicio performanță de realizat în această direcție. Puteți să vă căzniți oricât vreți. Poți să vă mai las încă 200 de ani să vă căzniți. Nu veți ajunge la o altă performanță superioară care să mă convingă pe mine că sunteți bun de pus sigiliu. Da? Al doilea lucru. În momentul în care Dumnezeu anunță totul este gata, poftiți la nuntă, el spune, nici eu nu mai am nimic de făcut în direcția asta, putem să mai stăm o mie de ani, eu nu mi-am nimic de adăugat la lucrul ăsta. Când sunteți gata și când va veni mintea la cap ca fiul lui risipitor, eu sunt gata, în brațe stau cu haina și cu inelul. Deci din ambele grupări nu mai este nimic de făcut. Nu mai aștept de la voi să vă căzniți și să-mi demonstrați ce puteți, că știu eu foarte bine ce poate natura umană despărțită de natura divină, iar din partea mea nu este nimic de făcut, pentru că eu nu pot să fac nimic altceva mai mult decât am făcut până acum, să vă conving de păcat, neprihănire și judecată și să vă invit la această operațiune a lui Hristos din Sfânta Sfintelor. Și atunci, aceste lucruri înțelese și acceptate, pe noi ne așează într-o poziție să înțelegem că sigiliul viului Dumnezeu vine simultan cu ploaia târzie și cu unirea omenescului cu Divinul. Acestea toate sunt, practic, fețe ale acelui eveniment cu aceleași realizări. Dumnezeu nu face o verificare și o cercetare să constate dacă noi, prin puterile noastre și cu ajutorul lui, evident, am ajuns la un nivel acceptabil să primim diploma sigiliului Dumnezeu. Nu, că nu există niciun astfel de de, o astfel de înaintare. Poporul lui Dumnezeu, Iosua, vine la judecată cu hainele murdare. Și porunca este dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Deci este un moment unic. Până acum n-a primit nimeni sigiliul și el are o strânsă legătură cu înțelegerea odihnei lui Dumnezeu, despre care o să discutăm imediat. Am înțeles noi bine că porunca patra are ca scop de a așeza întreaga viață sub controlul divin în primul rând cele șase zile de lucru și apoi ziua de odihnă? Aceasta implică controlul în întregime al vieții prin Duhul Sfânt. Fără această experiență integrală care va avea ca roade sfințirea întregii vieți, nu poate fi vorba de adevărata păzire a poruncii și deci nici de sigiliul lui Dumnezeu. Acesta este înțelesul adânc și măreț al poruncii a patra și se înțelege că el constituie un punct fundamental al ultimei solii și că satana și-a îndreptat totdeauna atacurile sale îndârjite în mod deosebit asupra acestui adevăr evanghelic pe care încearcă să-l strice și să-l facă să dispară cu orice preț mai clar decât atât că porunca a patra, sabatul, ține de solia îngerului al treilea, nu cred că este prezentat. Te rog să dezvolți ideea. Acest pasaj ne ajută pe noi să înțelegem împreună cu altele că sabat înseamnă șapte zile din săptămână, nu una din șapte și noi asta facem și noi asta recunoaștem, că Odihna adevărată a lui Dumnezeu aduce odihnă în fiecare zi din săptămână. Aduce sabatul și lărgește la fiecare aspect al vieții. Nu există în ziua șaptea ne odihnim, după aceea ne trăim viața noastră. Și asta încă nu s-a întâmplat. Cu poporul lui Dumnezeu nu a venit această odihnă de șapte zile. Am rămas la odihna asta limitată 24 de ore pe săptămână, în care ne măgulim că noi suntem păzitorii sabatului. Dar noi ne uităm la un popor întreg care sute de ani au fost păzitorii sabatului, dar n-au fost păzitorii sabatului. Ei nu s-au odihnit. Când a venit odihna adevărată, au pus-o pe cruce și pentru ei odihna nu a nimic. Pentru ei însemna sabatul ca sâmbătă, ca o zi din cele șapte. Asta a fost tragedia poporului lui Dumnezeu, care deși cu strictețe păzeau sâmbăta, sub nicio formă n-au înțeles adevărata odihnă. Dar toți pastori strigă la învon că ar vrea ca să ar trebui poporul lui Dumnezeu să trăiască fiecare zi a săptămânii ca în sabat. Dar ce înseamnă asta? Să mergem la biserică în fiecare zi? Nu. Să închidem televizorul? Să nu mai gătim? Să nu mai fierbem ce avem de fiert în sabat? Astea sunt activitățile de sabat și astea sunt catalogate ca fiind a intra în odihna lui Dumnezeu. Nu, când vine adevărata odihnă, toate lucrurile sunt sfințite. Da? Uh, nu era nicio problemă cu lucrul în sabat dacă ei înțelegeau uh, care sunt consecințele și de ce le-a cerut Dumnezeu acest lucru. Pentru că preoții lucrau în sabat și nu era nicio călcare de sabat. Nu? Nu este nicio călcare de sabat uh, lucrul obișnuit al zilei dacă tu ești în odihnă adevărată. Dar deocamdată nu suntem. Asta e chestiunea. Deocamdată nu e nimeni și Sorait cu acest pasaj așează standardul. Adică ea spune, în momentul când o să aveți odihnă șapte zile din șapte, când o să fiți în odihnă aceea despre care vorbește Pavel când spune, dar acum a venit o altă odihnă, nu aia pe care o știați voi, se referă exact la aceasta care s-a întâmplat în Iisus Hristos. Hristos nu trăia uh, șase zile din săptămână să facă uh, treburi obișnuite, seculare și o zi pe săptămână păzea sabatul. Hristos în fiecare zi din săptămână păzea sabatul, că el era în odihnă adevărată. Și de aceea îi mustra pe combatanții lui care îl urmăreau. Când ce e la sabat. Exact, când îi certau pe ucenici că au luat greu să mănânce sâmbăta. Nu, Hristos spunea, aceștia sunt ucenicii mei și sunt sub acoperirea sabatului pe care eu o trăiesc. Eu sunt domnul sabatului, pentru că eu trăiesc în sabat permanent. Sabat înseamnă odihnă. a lui Dumnezeu. De asta spune, le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Domnul ne sfințește locuind în noi. Când l-a sfințit pe Adam și pe Eva, a venit să locuiască în ei la sfârșitul creației. Nu s-a odihnit din cauza că era obosit. Nu, a venit și s-a așezat în ei. Și asta, această odihnă trebuie sărbată. Și de ce trebuie sărbată? Ca să nu uităm că Domnul trebuie să o facă și cu noi. Nu e suficient că a făcut-o cu Adam și Eva atunci sau că a făcut-o cu omul Iisus Hristos. De asta trebuie să ne aducem aminte. De asemenea, cina Domnului, vinul și, și pâinea, era o rememorare a faptului că El trebuie să vină să locuiască în noi. Dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți parte cu mine. 70 de ucenici au plecat și l-au părăsit din cauza acestor cuvinte. Iuda s-a răzvrătit profund în sufletul lui și a luat decizia să îl trădeze, să se ducă la opoziție. Asta este Sfânta Cină. Noi trebuie să avem în noi Hristos. Și Hristos înseamnă omenescul unit cu Divinul. Adică, Șechina a revenit în Templul său. Asta înseamnă pâinea și vinul respectiv. Ori creștinii ce fac? Se împotrivesc cu disperarea acestei unități? Dar în fiecare sabă, sau la trei luni, unii sau mai rar, Formă. se duc și iau acolo pâinea și vinul nu folosiți la nimic. Ce faceți voi aici, contraziceți exact ceea ce nu vă convine voi. Nu credeți că eu trebuie să vin să locuiesc în voi, dar faceți ritualul. Asta este o ipocrizie fără margini. Fără margini. Să iei sfânta cină și să lupți împotriva anunții mielului mi amintesc ce supărat sunt pastorii când vorbesc despre preoții care mai continuau să aducă sacrificiile după ce Hristos a uh, avusese acea experiență a crucii și spun că preoții aduceau în continuare acele jerfe. Păi noi facem același lucru în momentul în care credem că formele acestea și neparticiparea la nunta mielului și la Marea Zia uh, ne aduc față în față cu odihna de sabat. Ai observat că în, în, exprimarea poporului nostru nu mai există Marea Zia Ispășirii, Nu există Marea Zia Ispășirii. De Rând, am observat prezentarea unui pastor foarte cunoscut care spunea în felul următor, există câteva monumente foarte mari în creștinism și în poporul Advent. Crucea numărul 1, monumentul crucii și mai exact momentul execuției Domnului Isus Hristos, învierea Domnului Isus Hristos, revenirea Domnului Hristos și mântuirea neamului omenesc. Te rog frumos, arată din astea patru, unde e zi răspériri. Cum cum să vorbim despre o dihnă adevărată fără ca Dumnezeu să facă să se odihnească, fără ca Dumnezeu să sigileze și plus am învățat că el nu vine în temple uh, necurate, pătate. Vedem că iarăși este uh, vocabular de templu. Solia îngerului al treilea spune sora White când citești Solia Îngerului al treilea, acolo se vorbește de sabat. Oamenii au impresia aceasta că este vorba despre legea dominicală și despre faptul că noi vom ține sabatul și că seriozitatea maximă sau seriozitatea de căpătâi va fi momentul în care toată lumea va încerca să ne pună să nu ne mai ducem sâmbătă la biserică și noi ca niște martiri din secolul 3-3 II, vom rămâne la sabat și asta va fi pecetluirea, asta va fi sigilarea. Deci legea duminicală a devenit unul dintre cele mai mari medicamente sau forme de a, a, a ține de droguri până la urmă de a ține poporul acesta cu gândul spre sigilare. Greșesc eu sau cam așa observ că este uh, curentul uh, prezentărilor noastre? Lista asta pe care ai enunțat-o tu a pastorului de care vorbei, este o religie fără temelie și stâlp central. Temelia și stâlpul central al credinței advente este Daniel cu 14. Nu este nici uh, jertfa lui Hristos pe cruce, nici uh, sabatul, nici alimentația, nimic din toate astea. Nici revenirea lui Hristos nu este. Este Daniel 8 cu 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul locaș va fi curățit. Poporul acesta s-a format pe această temelie, pe acest fundament și acesta este și stâlpul central al construcției adventiste. Ar trebui să fie, am vrut să spun, că nu este. Dacă nu mai este, nu mai e construcție. Exact. Și atunci ei au rămas și țin cu dinții de o clădire care nu are nici stâlp central, nici temelie. Iar aceasta, eu spun de acum, înainte să se întâmple și foarte explicit. La prima furtună, această covercă dintr-un câmp de castraveți se va prăpădi și va fi luată de vânt și nu, va, nu se va mai vedea nimic din ea. Cu toate speranțele lor de grandoare și de mărire. Pentru că o, o clădire fără temelie și fără pilonul central care o ține, este pe nisip. Se dărâmă. Ori nu există așa ceva să, să construiești ceva solid, fără temelie și fără, fără piloni. Stâlp central. De ce spuneam că pe temelia aceasta a fost construită mișcarea adventă, care din păcate a fost deturnată și transformată în biserica adventistă? Pentru că acel grup mic de oameni care au rămas și pe umerii cărora s-a format mișcarea adventă, nu au rămas acolo și s-au sedimentat din bisericile protestante pe baza învățăturii că Hristos vine curând, a lui Miller. Nu, pe baza acelei credințe toți s-au împrăștiat. Ce i-a ținut pe ei să nu se împrăștie și ei la casele lor să nu mai audă nimeni de ei, nici de James White, nici de Bates, nici de Loughborough, nici de nimeni, nu mai știam astăzi, ce a ținut în grupul ăsta și noi am auzit de ei și am devenit o biserică pe umerii lor, este faptul că au descoperit că Hristos în 1844 a părăsit lucrarea zilnică, zilnică da, sfânta, adică îndreptățirea prin credință, neprihănire prin credință și a trecut la curățirea sanctuarului, la nunta mielului. De asta a spus, eu intru la Tatăl să primesc împărăția. Când voi ieși de la nuntă, vă iau și pe voi. Adică am început cu cei morți, și imediat trec la voi, la generația în viață. Stați aici, nu plecați. Iar ei au plecat unul câte unul înapoi în Sfânta. Și de aceea avem o biserică fără temelie și stâlp central. Și o clădire fără temelie și stâlp central la prima furtună se duce de nu se vede. Prezentarea aceasta nu este doar izolată în Scriptură cu punctul culminant al lui Apocalips 19. Încă de la grădina Edenului se vorbește despre o haină pierdută. Se vorbește despre frunze de smokin. Adică sunt toate aceste înlocuiri care, de fapt, au alungat odihna lui Dumnezeu, au alungat sigilarea lui Dumnezeu, au alungat locuirea Duhului Sfânt și a sistemului de operare. Uh, Moise a spus o sub formă aceasta, a frunzelor de smochin. Ieremia a spus că e o inimă de piatră. Zaharia a spus că sunt haine murdare. Uh, Ezechiel a spus că beați spângărit numele și că, la fel, trebuie să locuiești. Trebuie să scoți inima de piatră. Da. Fiecare dintre aceștia au folosit sinonime conceptuale care să vorbească despre, despre același lucru, de asta sunt sinonime. Și au mers pas cu pas în exprimarea și în limbajul generațiilor respective, iar noi acum privim înapoi și strângem toate aceste mărgăritare care ne ajută să vedem cât de frumos luminează uh, soarele acesta. Solia Îngerului al treilea prezintă ideea de creator al lui Dumnezeu. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, spune prima solie îngerească, nu în ideea că trebuie să crezi în creaționism, că nu ne tragem din maimuță, ci în faptul că eu am putere să vă recreez. Eu am putere să vă spun dezbrăcați-l și îmbrăcați-l și sigilare, puneți-i o mitră pe cap, că asta înseamnă sigilarea aceasta. Sunt niște uh, acțiuni foarte adânci, uh, este o lucrare foarte uh, importantă pe care trebuie să o facă Dumnezeu, nu este o simplă constatare, nu este o simplă uh, oferire de medalii pentru viața ta uh, de creștin uh, și deodată te a mai ajutat eu uh, cu a împinge acțiunile escatologice și s-a terminat. Observăm că peste tot există un fir roșu care leagă acest cadru al adevărului uh, într-o prezentare frumoasă cu ceea ce identificăm noi ca fiind scopul etern al lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a odihnit în Adam și Eva, imediat a fost gonit și s-a terminat cu odihna și în toată această perioadă, de atunci și până acum, Dumnezeu nu are odihnă, este dat afară din locuințele Lui și își capătă în sfârșit din nou locuințele și din nou începe odihna adevărată și viața adevărată a Universului fără bula aceasta de timp în Apocalipsa 19. De aceea noi vorbim despre adevărata odihnă, despre odihna lui Dumnezeu, despre sigilare și despre încheierea acestei mari perioade de neodihna lui Dumnezeu în cadrul soliengerului al treilea și ea luminează această întreagă perioadă dintre Geneza 3 și Apocalips 19 ca fiind intenția disperată a lui Dumnezeu de a se odihni din nou. Și le-am dat sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Să înceteze odată cu munca lor de sfințire, să înceteze cu eforturile de a se îndrepta și de a se corecta. Eu sunt Domnul care îi sfințesc. Exact asta a început în 1844 cei morți în Hristos au fost sfințiți? Și curând, nimeni nu știe cât de curând, această lucrare de sfințire va trece la generația în viață. Facă Domnul să fie cât mai rapid această odihnă adevărată a lui Dumnezeu în poporul Său.